lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador! Te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este despre copiii deosebiți. Copiii și oamenii din jurul nostru care nu sunt la fel. E povestea unui elefant pe nume Elmer, care e absolut diferit și e tare haios. Vreți să aflăm povestea lui? Foarte bine, atunci ne așezăm comod, pentru că începe povestea. Elefantul Elmer. A fost odată o turmă de elefanți. Elefanți tineri, elefanți bătrâni, elefanți înalți, grași sau slabi. Elefanții, așa și așa, de toate formele, dar toți fericiți și toți de aceeași culoare. Toți, în afară de... Cum îl cheamă pe elefantul nostru? Exact, în afară de Elmer. Elmer era diferit. Elmer era multicolor. Elmer era galben și portocaliu și roșu și roz și violet și albastru și verde și negru și alb. Elmer nu avea culoarea elefanților. Care e culoarea elefanților? Care? Gri, sur, da? Elmer îi făcea să râdă pe elefanți. Uneori el glumea cu ceilalți elefanți, alteori aceștia glumeau cu el, dar de obicei Elmer era cel care stârnea chiar și cel mai mic zâmbet. Într-o noapte, Elmer nu putea să doarmă. Îl frământa gândul că s-a săturat să fie diferit de ceilalți. Cine a mai pomenit un elefant multicolor? Se gândea el. Nu-i de mirare că toți râd de mine. A doua zi dimineață, înainte ca toți ceilalți să se trezească de-a binelea, Elmer a plecat tiptil, fără să-l vadă nimeni. Mergând prin junglă, Elmer s-a întâlnit și cu alte animale. Ele îi spuneau întotdeauna: "Bună dimineața, Elmer!" Și de fiecare dată, el, elefantul Elmer, zâmbea și le răspundea: "Bună dimineața!" După ce a mers mult, Elmer a găsit ceea ce căuta. Un arbust mare. Un arbust imens, plin cu fructe de pădure. Fructe de culoarea elefanților, adică de culoare gri. Elmer a prins arbustul cu trompa și a început să-l scuture. Și l-a scuturat, și l-a scuturat până când fructele au căzut pe pământ. După ce pământul s-a acoperit de fructe, Elmer s-a întins pe jos și a început să se tăvălească pe toate părțile. Apoi a adunat grămezi de fructe și s-a frecat cu ele pe tot corpul, acoperindu-se cu sucul de fructe până când
n-a mai rămas nici strop de galben, nici strop de portocaliu sau roșu, nici strop de roz, nici violet, nici albastru, nici verde, nici negru, nici alb. Când a terminat, Elmer arăta exact cum arată un elefant obișnuit. După aceea, Elmer s-a întors la turma lui. Pe drum s-a întâlnit din nou cu acele animale. De data aceasta, toate îi ziceau: "Bună dimineața, elefantule!" Elmer, bucuros că nu a fost recunoscut, zâmbea și le răspundea de fiecare dată: "Bună dimineața!" Când Elmer a ajuns la turma lui, toți elefanții stăteau liniștiți. Niciunul nu l-a recunoscut. Niciunul nu l-a recunoscut pe Elmer, care și-a croit drum chiar în mijlocul turmei. După un timp, Elmer și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Dar ce? Ce nu era în regulă? S-a uitat în jurul lui. Aceeași junglă, același cersenin, același nor de ploaie care venea din când în când și, în sfârșit, aceiași elefanți din totdeauna. Elmer s-a uitat la ei. Elefanții stăteau absolut nemișcați. Elmer nu-i mai văzuse niciodată atât de serioși. Și cu cât îi privea mai mult pe elefanți care stăteau serioși, tăcuți și nemișcați, cu atât mai mult îi venea să râdă. Până la urmă, n-a mai rezistat. A ridicat trompa și a strigat din toate puterile: "Buuu!" Elefanții s-au speriat și au căzut pe unde s-a nimerit. "Doamne Dumnezeule!" au strigat ei. Apoi l-au văzut pe Elmer, care se prăpădea de râs. "Elmer! Elmer! El trebuie să fie!" au spus ei. Și toți elefanții au izbucnit în râs. Și au râs cum n-au mai râs niciodată. În timp ce râdeau, a început ploaia. Iar când stropii de ploaie l-au udat pe Elmer, iar a început să-i se vadă pielea colorată. Elefanții au râs într-una în timp ce apa de ploaie l-a spălat complet pe Elmer. "Oh, Elmer," a spus printre hohote de râs un elefant bătrân, "ne-ai făcut să râdem cu multe glume bune până acum, dar asta le-a întrecut pe toate. N-ai rezistat mult timp și ți-ai arătat din nou adevărata față. Oh, trebuie să sărbătorim această zi în fiecare an," a spus un alt elefant. "Asta va fi ziua lui Elmer. Toți elefanții trebuie să-și picteze pielea în culori, iar Elmer se va picta în culoarea elefanților." Și exact asta fac elefanții în fiecare an. O zi pe an, ei își vopsesc pielea în culori și defilează. În ziua aceea, dacă veți vedea un elefant cu pielea de culoarea elefantului, să știți că acela este Elmer, pentru că toți ceilalți elefanți sunt colorați și pictați. Asta înseamnă o poveste a unui copil deosebit. Ce înseamnă un copil deosebit? Ce înseamnă... Bine, e o temă care ați putea să o dezvoltați și să abordați cu copiii voștri, și tema incluziunii sociale. Tema copiilor deosebiți, tema copiilor cu necesități speciale. Eu, Clounela, cu dragoste pentru toți copiii, vă pup de aici, de pe planeta Clounela, și vă transmit multă, multă iubire. Vă spun pa, pa, și ne revedem cu drag la Povești cu Clounela, aici, pe canalul nostru de YouTube, trupa Planeta Clounela. Mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma
Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clownela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată, e o lume minunată, în care ne iubim, în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!